uitați. Da, da acum. Da, minus 12 e minus 0, da? Pe urmă, altă variantă, mai dați pentru minus 7. Descompuneți-l prin minus 7. Minus 6 minus 1, minus 5 minus 2, minus 4, minus 3, minus 3 minus 4. Minus, minus 2, minus 5. Da, da, da. Da. Dar pentru minus 8 încearcă tu, Miru. N-am toate descompunerea minus 8. Minus 8, minus 0. Trebuie să le explicați un pic la următoarea. Minus 7, minus 1, minus 6, minus 2. O să vină și ei, că și ei au probleme. Minus 5, minus 3. Da? La astea? Da, cum se întâmplă. Pentru că asta trebuie să facem modul la B. La B trebuie să facem modul. Uite, am vrea aici, minus 5. Stați așa un pic. Ține și voi. Sau vă uitați de pe geam. Ce fac acolo? Pe acolo, stai jos. Deci, pe minus 9, vreau să-mi descompui tu, Adina. Eu, minus 9, da. Minus 5, minus 4. Mai mult, da. Mai mult. Da. Minus 3, minus 6, minus 2, minus 7, minus 1, minus 8, minus 0, minus 9. 0 și minus 9. 0 și minus 9. Zero poate fi văzut și cu minus și cu plus. Este singurul care n-are... da? Și pozitiv și negativ loc de mine. Vă rog să îmi dați pe minus 3, pe minus 3, ca o sumă dintre unul negativ și unul pozitiv. Să vă dea minus 3. Minus 3 egal cu cine dintre unul pozitiv și altul negativ? Minus 1 plus minus 2. Minus 1 plus plus 2. Da. Păi minus 1 plus 2, Miruna, e bine? Minus 1 plus 2, nu. Pe minus 3 vreau să-l găsiți ca unul negativ și unul pozitiv. Dați-mi un exemplu. Minus 1. Deci face... Mai adun încă 2 la minus... Deci pe minus 3, ca să dăm minus 3... Minus 1 plus 1. Minus 4, deci egal cu minus 4 plus 1. Are dreptate. Dar minus 4... Minus 5 plus 2. Da. Minus 5 plus 2. Are dreptate. Altă variantă. Minus 6 plus 3. Minus 6... Minus 6 plus 3. Corect. Minus... Altfel. Minus 7 plus 4. Minus 7 plus 4. Sigur că da. Ați sesizat. Minus 8, minus 8, plus 5, da. Minus 8, plus 5. Am un tabel, domnul profesor, în continuare. Pe minus 5, vreau să-mi scrieți ca o sumă dintre unul negativ și unul pozitiv. Minus 10, minus 5. Nu, minus 10, minus 5. Minus 5, plus 10. Minus 5, minus 5. Minus 5, plus 10. Nu, bă, da. Nu, bă, da. Minus 10, plus 5. Minus 10, plus 5. Minus 10, plus 5, așa. Apoi e altă mâncare de pește. Deci minus 10. Nu merge, măi. Minus 10, plus 5, da? Așa. Așa. Tot minus 5, o altă variantă. Plus 4. Gata. 5 ar fi minus 9 plus 4. Minus 9. Nu, că nu-i minus 5. Nu. Minus plus 9. 4. Da. Insistă, e bine. Minus 9 plus 4, nu-i așa și nu-i așa. Minus 8, minus 8 plus, 4, plus 3. De ce dați așa? Minus 8 plus 3. Minus 8 plus 3. Minus 8. Plus 3, da? Ia zi 7 plus... Minus 7 plus 2. 2. Minus 7. Nu mai da plagiatură. Plus 2. Da. Nu mă, nu mai plagiat. Minus 6 plus 1. Minus 6 plus 1. Dar minus 9, Miruna... Miruna. Deodată tu, dă-ne o situație de pentru minus 9. Minus 5. Minus 10? Minus 10 plus 1. Mai știu una. Mai zi! 18 minus 9 plus 2. 18 minus 9. Am zis minus 18. Nu e bine. Minus 10, sigur că. Minus 9 mai poate fi ca fi minus? Minus 18. Da, minus 18. Minus 18 plus 9. Așa ai zis? Da. Da. Minus 17 plus 8. Minus 17 plus 8. Minus 12 plus 3. Minus 12 plus 3. Minus 11 plus 2. Hai, băi, dar tot mă plagează.
Minus 11 și tu ai dus aici. Ai scăzut aici? Ambele. Nu, că avem dinainte. Bun, bun. Și eu la fel. Mai vreau să-mi spuneți pe minus 13. Cum îl puteți surprinde pe minus 13? Minus 15 plus 2. Minus 15 plus 2. 14 plus 1. Minus 14 plus 1. Minus 16 plus 3. Minus 28 plus... Minus 28 plus 4. Minus 28 plus 15. Eu am prins prima. Am înțeles că trebuie antrenament. Tot ceea ce am făcut astăzi trebuie reluat. Vedeți semne la algebră pe prof online. Sunt lecții la început. Cu clasa a patra am văzut. Și cu clasa a patra și când am predat pentru prima dată acolo pe spatele grajdului acela. Deci găsiți lecții cu semne la algebră foarte multe. Foarte multe. Și exersați și voi pe chestia asta încât să nu, da, să nu mai aveți niciodată Mulțumim că l-ați urmărit, sper că vă mulțumim! Vă mulțumim în continuare!